La 23 august, Constituția din 1923 reintră în vigoare. România ar fi trebuit să redevină o țară democratică, dacă nu ar fi fost ocupată de Armata Roșie. Regele Mihai va domni până la 30 decembrie 1947, când va fi silit să abdice. 3 ani de mari încercări. A fost o perioadă dramatică pentru România, care se vedea ruptă de Occident, exploatată nemilos de ocupant. La sfârșitul acestei perioade, populația este obligată să suporte un regim politic străin, bolșevismul, și 2 dictaturi succesive, a lui Gheorghiu Dej și a lui Nicolae Ceaușescu. În total, 45 de ani nefaști. Cum stau lucrurile, se va vedea încă de la început, când o delegație română pleacă spre Moscova pe 29 august pentru a negocia armistițiul. Sigur că ni se poate reproșa și se poate reproșa că nu ne-am asigurat. Am încetat războiul ostilitățile cu armata sovietică fără să avem nicio asigurare. A fost o improvizație după sistemul românesc, o improvizație care se baza pe o serie de elemente reale, în care nimeni n-a crezut, nici Moscova, nici Londra, nici Washington, n-au crezut că așa ceva este posibil și dintr-o dată s-au trezit cu frontul deschis și cu armatele sovietice înaintând cu viteza de zeci de kilometri pe zi, înspre Dunăre și înspre Belgrad. Coloanele blindate ale Armatei Roșii intrau în București. La Moscova, până la 10 septembrie, sovieticii nu vor să stea de vorbă cu românii. Stalin amână discuțiile până când Armata Roșie ocupă o mare parte din România. Așa își pot dicta mai ușor condițiile. Abia la 12 septembrie este semnat armistițiul. Este de fapt un dictat. Partea română nu poate schimba nimic din condițiile sovietice. Delegația, deși condusă de un comunist, Lucrețiu Pătrășcanu, se supune. Sovieticii nu au recunoscut aportul României și nici faptul că după 23 august nu mai e un dușman, ci un aliat. Condițiile de armistițiu sunt extrem de grele. Este o ocupație militară, nu un armistițiu, spune Iuliu Maniu la întoarcerea delegației de la Moscova. Regele Mihai revine la București pe 7 septembrie. România e un teritoriu ocupat. În țară este o atmosferă de confuzie, teamă și haos. Mai multe guverne se formează fără succes, sabotate de comuniști, interesați la ordinul Moscovei să creeze dezordini. Comisia aliată de control este dominată de sovietici. Americanii și britanicii joacă un rol strict decorativ. În octombrie, Winston Churchill face o vizită la Moscova, preocupat de soarta Imperiului Britanic. În ce privește Europa de Est și Balcanii, Stalin și Churchill convin asupra formulei România 90% control sovietic, 10% aliații, Grecia 90% englezii, 10% sovietici. Churchill era maxim interesat ca armata Rusiei să nu ocupe Grecia, care l-ar fi dat controlul asupra estului Mediteranei și ar fi amenințat canalul de Suez. Și procedase la acest schimb cu Stalin. Soarta României este pecetluită. Comuniștii fac presiuni. Micul lor partid este puternic susținut de sovieticii instalați la București. Demonstrațiile de stradă practic nu se opresc. Nu e zi să nu se înregistreze incidente în întreprinderi. Situația economică se deteriorează în câteva săptămâni. Rechizițiile sovietice nu se opresc, mai ales în transporturi și utilaj industrial. Inflația este alimentată de devalizările de rezerve și de leul rusesc care apare pe piață. Kremlinul dorește un alt guvern, unul pro-comunist. Ministrul adjunct de externe sovietic, Andrei Vyshinsky, vine în noiembrie la București pentru a-și impune condițiile. La București au avut loc mai multe recepții în onoarea domnului ministru Vyshinsky, la care au luat parte membrii Comisiunii Aliate de Control pentru aplicarea armistițiului, membrii guvernului în frunte cu domnul prim-ministru general Constantin Sănătesu, șefii partidelor politice și înalți demnitari ai statului. Ministerul Afacerilor Străine a oferit un dejun în cinstea distinsului oaspete. Reacția regelui este de a numi la 5 decembrie un prim-ministru cunoscut pentru opiniile sale anticomuniste, generalul Nicolae Rădescu. El nu întârzie să ajungă în conflict cu comuniștii. Rădescu pornește acțiuni de pacificare a situației.
El intenționează să dea legitimitate guvernării organizând alegeri libere. Lucru cu care regele și partidele istorice sunt de acord. Dar comuniștii nu doresc alegeri. Țara este alături de rege, iar sovieticii socotesc că nu controlează destul situația pentru a risca alegeri. Războiul în Europa nu s-a terminat. La sfârșitul ianuarie 1945, regele Mihai trimite un memoriu președintelui american Franklin Delano Roosevelt, în care arată abuzurile sovieticilor. Cum ne găsim înainte de conferința de la Yalta, memoriul este extrem de oportun. Eu vă rog să ascultați vocea națiunii române. Este vocea unei națiuni a cărei istorie, suferințe și calități merită să fie luată în seamă. Se scrie aici. Memoriul este citit de președinte abia în martie. Conferința patronată de cei trei lideri ai marilor puteri, Stalin, Churchill și Roosevelt, a avut loc în Crimea între 4 și 11 februarie. După o săptămână de discuții în care problema românească a fost doar amintită, s-a creat un cadru pentru Europa postbelică în partea ei răsăriteană, deja ocupată de Armata Roșie. Oricum, știm azi că sovieticii nu și-au respectat angajamentele semnate de Stalin, Churchill și Roosevelt. Ceea ce a fost grav este că n-au avut curajul reprezentanții britanici și americani de la București să-i spună cinstit regelui și lui Maniu să știți că noi nu putem să facem nimic deocamdată. Că atunci poate că ar fi luat alte atitudini, ar fi luat alte măsuri, dar bieții oamenii au crezut în posibilitatea anglo-americanilor de a se opune măsurilor din ce în ce mai samavolnice și mai unilaterale pe care le luau sovieticii la noi în țară. Abia încheiate acordurile de la Yalta, comuniști dirijați de Moscova trec la asalt la București. Ei vor să preia puterea și organizează demonstrații de stradă. Generalul Rădescu, în sala Aro, are o declarație fermă de stopare a agresiunii. Ca răspuns, comuniștii organizează la 24 februarie un mare meeting în piața Palatului. Este de fapt o provocare, începutul campaniei de înlăturare a guvernului condus de generalul Rădescu. Au loc violențe, se trage și asupra clădirii Ministerului de Interne. Teohari Georgescu, secretar de stat comunist, este demis. Sovieticii se opun și generalul Nicolae Rădescu trebuie să demisioneze când sovieticii scot blindatele pe străzi. Andrei Vyshinsky vine la București 3 zile mai târziu pentru a impune brutal un guvern prosovietic. Prim locțiitor al Comisarului Poporului pentru Afacerile Străine al Uniunii Sovietice, venit în țara noastră pentru a desăvârși colaborarea în vederea aplicării armistițiului și a prieteniei care trebuie să unească Uniunea Sovietică și România în lupta împotriva vrășmașului comun. Primit în audiență de rege, trântește ușa strigând, Yalta sunt eu! Vyshinsky a venit și a spus clar, noi considerăm că acest guvern este necorespunzător, guvernul Rădescu, ca atare cere majestății voastre ca până mâine la ora 6 să formați un nou guvern. Mâine la ora 6 vine din nou a doua oară în audiență și rege zice, bine, dar Yalta, la care Vyshinsky îi răspunde brutal, dar cu adevărat, zice, în Yalta nu scrie de guvernul Rădescu. Scrie de un guvern din elementele reprezentative ale... Așa i-a și spus, nu scrie de guvernul Rădescu, nu scrie nicăieri. Și, pe urmă, la a treia întrevedere, îi spune regelui, zice că până la ora 6, acum spune a treia oară, dorim să avem răspunsul, asta era la 3 după masă, și indicăm, prin aceasta, spune Vyshinsky, mă fac... cum să zic, interpretul, nu interpretul, mă fac purtătorul de cuvânt al guvernului sovietic, că persoana pe care noi o agreăm în funcția de prim-ministru este doctorul Petru Groza. Zice, evident că alegerea aparține maestății voastre, dar noi credem că așa este bine să procedați. Și regele mai face o ultimă încercare pe 2-3 martie în care încearcă cu Barbu Știrbei o formulă, evident că aceea eșuează, fiindcă Frontul Național Democrat condus de Partidul Comunist a zis niet, și până la urmă guvernul Groza a fost instituit. Groza e singurul om politic în care Stalin are încredere, spune trimisul sovietic. De ce a cedat regele? Întâi pentru că spera să obțină ameliorarea condițiilor impuse prin armistițiul semnat la Moscova.
Un motiv mai serios era faptul că sovieticii țineau sub administrația lor nordul Ardealului. Kremlinul susține că numai unui guvern Petru Groza îl vor retroceda și nu vor accepta cererile Budapestei. Șantajul a mers. Nici nu avea cum să nu prindă, de vreme ce occidentalii nu oferă niciun fel de sprijin. Regele Mihai e silit să-l numească la 6 martie 1945 pe Petru Groza prim-ministru. Guvern de largă concentrare democratică, constituit sub președinția domnului dr. Petre Groza, s-a întrunit în primul Consiliu de Ministri. Din acest moment, cu un guvern prosovietic, datele situației se schimbă. Comuniștii dețin puterea, chiar dacă aparent ei colaborează cu mici grupuri politice de altă culoare și cu politicieni burghezi, ca Petru Groza, el însuși, Gheorghe Tătărescu, numit vicepremier, sau Mihail Ralea. În spatele lor, Ana Paucăr, Vasile Luca, Gheorghe Gheorghiu Dej, Lucrețiu Pătrășcanu, Emil Bodnaraș, Teohari Georgescu controlează totul. Ei sunt numai niște marionete. În spatele lor se vede umbra lui Stalin, adevăratul stăpân. Administrația română este restabilită în nordul Transilvaniei. Teritoriul răpit prin dictatul de la Viena în august 1940 aparține din nou României. Regele merge la Cluj pentru a participa la ceremoniile oficiale prilejuite de reintegrarea pământului înstrăinat. Sărbările au fost onorate cu prezența domnului Andrei Ianuarevici Vâșinski, prim locțitor al Comisarului Poporului pentru Afacerile Străine al Uniunii Sovietice, a membrilor guvernului, în frunte cu domnul prim-ministru dr. Petre Groza, a membrilor Comisiunii Aliate de Control, în frunte cu domnul general Susaikov, locțitorul președintelui Comisiunii, a reprezentanților Armatei Roșii și a Armatei Române. Catedrala Sfintei Mitropolia Clujului, în prezența maestății sale regelui, a domnului Andrei Ianuarevici Vâșinski, a membrilor guvernului în frunte cu domnul dr. Petre Groza, președintele Consiliului de Ministri, și autorităților locale, s-a oficiat un tedeum de către înalți preasfinții mitropoliți, Nicolae Balan al Ardealului și Nicolae Colan al Clujului, și de episcopul Popovici al Oradiei. Pe teatrele de luptă în Europa se dau ultimele bătălii. Forțele aliate dinspre vest și armata roșie dinspre est au prins într-un clește forțele germane. Hitler se sinucide. Germania capitulează. România participă la această victorie cu sute de mii de soldați, cu un uriaș efort de război. Numeric, forțele armate românești implicate pe front sunt pe locul 4 după URSS, Statele Unite și Marea Britanie. Armata română înregistrează peste 180.000 de morți în perioada august-mai 1945. Chiar și sovieticii au recunoscut aportul românesc. Un singur exemplu. La 19 iulie 1945, mareșalul Tolbuhin remite regelui Mihai din partea lui Stalin Ordinul Victoria, cel mai important ordin sovietic. Numai 10 persoane îl dețin: Stalin însuși, Churchill, De Gaulle, Eisenhower, Tito, Montgomery. Pentru actul curajos al întorsăturii hotărâte a politicii României, în sensul ruperii relațiilor cu Germania hitleristă și al alianței cu Națiunile Unite, într-un moment când înfrângerea Germaniei nu era încă evidentă. În alta decorație a fost înmânată maestății sale regelui, de către domnul mareșal Tolbuhin, de față fiind membrii casei regale a maestății sale regelui, membrii guvernului în frunte cu domnul prim-ministru dr. Petre Groza, membrii Comisiunii Aliate de Control în frunte cu domnul general colonel Susaikov, o impunătoare delegație de ofițeri superiori sovietici, reprezentanții presei străine și reprezentanții autorităților civile și militare. Coincidență sau nu, este și ziua când se deschide conferința de la Potsdam. Două săptămâni, delegațiile sovietică, americană și britanică discută soarta Europei postbelice. Roosevelt fusese înlocuit de Harry Truman. Nimic nou pentru România. Jocurile erau deja făcute. Singurul fapt nou este explozia nucleară americană, care schimba raporturile de forțe între supraputeri și anunță declanșarea războiului rece. Abia se încheie conferința și Harry Truman, la 9 august, declară că țările din estul Europei nu vor ajunge în zona de influență a niciunei puteri. Se înșela. Sau înșela el aceste popoare care urmau să fie înghițite de Stalin? E o întrebare.
încurajat de declarațiile americane, în vara anului 1945, la 20 august, Mihai cere demisia guvernului. Statele Unite și Marea Britanie nu recunoscuseră guvernul, considerându-l nereprezentativ. Regele Mihai dorește să formeze un alt guvern care să aibă și recunoașterea occidentală. Regele, începând cu 21 august, refuză să mai semneze actele guvernului sau să primească în audiență miniștrii. Este ceea ce s-a numit greva regală. La 23 august 1945, ceremoniile împlinirii unui an de la căderea lui Antonescu au loc fără regele Mihai, retras la Sinaia. Regele Mihai, când a văzut că este silit să accepte un guvern al lui Groza și în care reprezentanții așa ziselor alte partide erau pur și simplu niște marionete în mâna comuniștilor, regele Mihai s-a gândit la un moment dat, sfătuit probabil de ai lui, că să facă greva semnăturii regale și că atunci poate Vasilii guvernul să schimbe. Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Dinu Brătianu susțin atitudinea suveranului. Populația excedată de abuzurile sovieticilor este de partea sa. Câteva luni, occidentalii susțin și ei această atitudine. La 8 noiembrie 1945, ziua de sfântă a regelui Mihai, bucureștenii organizează o mare manifestație de solidaritate. Mii de persoane în piața Palatului își manifestă simpatia pentru rege, scandând regele și patria. Partidul Comunist reacționează trimițând câteva mii de bătăuși înarmați să atace mulțimea. Bilanțul? 8 morți, 44 de răniți, sute de arestări. Criza era la apogeu. Opoziția anticomunistă se grupase în spatele regelui, văzut ca un simbol al independenței țării. Populația detesta ocupantul sovietic pentru că se dedase la mari jafuri și violențe și adusese sărăcie. În plus, amenința să impună un regim comunist în cel mai scurt timp. De cealaltă parte, agenții lui Stalin, sub ocrotirea Armatei Roșii, se pregăteau să-și lichideze fizic și politic adversarii. În decembrie, la Moscova, conferința ministrilor de externe ai marilor puteri discută criza. Occidentalii cedează în fața sovieticilor. Singurul lucru obținut este numirea în guvern a doi miniștri fără portofoliu din partea partidelor istorice. Guvernul trebuia să organizeze alegeri. O delegație compusă chiar din miniștri de externe american, britanic și sovietic vine la București în ultima zi a anului pentru a impune soluția adoptată. În aceste condiții, la 7 ianuarie 1946, regele Mihai încetează greva. Americanii și britanicii recunosc guvernul Petru Groza. Era de fapt eșecul încercării făcute de regele Mihai de a nu lăsa țara pe mâinile sovieticilor. Din păcate, occidentalii înțeleși cu Moscova asupra sferelor de influență aveau alte interese și nu l-au susținut pe rege. Era o problemă de timp ca regimul de monarhie constituțională să se prăbușească sub loviturile lui Stalin. România este sacrificată și părăsită. Occidentalii, în retragere, în fața pretențiilor și acțiunilor Moscovei, evaluează situația corect. La 5 martie 1946, la Fulton, Mississippi, în Statele Unite, Winston Churchill spune că o cortină de fier a căzut peste întregul continent. Este începutul războiului rece. Se recunoaște astfel că lumea se împărțise între sfere de influență și că România se află în zona sovietică. La 20 martie, regele Mihai primește din partea Statelor Unite Legiunea de Merit, cea mai înaltă distincție americană. Era un gest de tristă și slabă consolare pentru lipsa de sprijin a Casei Albe în lupta pe care Mihai o dădea împotriva comunismului. Dar era și o recunoaștere a poziției curajoase a regelui. Între 6 și 17 mai 1946 are loc la București procesul mareșalului Antonescu. Lotul este adus de la Moscova în aprilie. Acuzatul Mihai Antonescu. Ion Antonescu și trei colaboratori sunt condamnați la moarte. Sentința se execută la 1 iunie la închisoarea Jilava.
S-a vorbit mult despre refuzul regelui Mihai de a-i grația pe condamnați. Ce spune regele Mihai în 1991? Dacă îi grațiam, Moscova și comuniștii din România, susținuți de armata sovietică, m-ar fi acuzat de nazism. Dacă nu l-aș fi grațiat, ar fi impus opinia că nu sunt patriot. Oricum ai fi procedat, ar fi fost dezavantajos. Maestate, vă spun sincer că lucrul care se reproșează cel mai mult în opinia publică românească este că nu l-ați salvat pe Antonescu după proces, adică să nu fie împușcat. Și regele mi-a răspuns, a să știți un lucru, mai întâi, din punct de vedere juridic, el nu a făcut cerere și, în al doilea rând, eu imediat am cerut sfatul americanului și englezului, care amândoi mi-a spus, trebuie să-l lăsați să fie împușcat, că dacă ar fi fost în mâinile noastre, l-am fi judecat la Nuremberg și tot așa l-am fi condamnat la moarte din cauza, de pildă, deportării evreilor din Basarabia și, în orice caz, de ce îi se imputa crime împotriva umanității și împotriva crime de război. Deci, regele Mihai a cedat oarecum presiunii anglo-americanilor când nu a dat urmare unei posibile grațieri a lui Antonescu, pe care, de altfel, Antonescu nu dorea, el a vrut să moară eroic, n-ar fi vrut să fie prizonier undeva timp de zeci de ani, nu. În vară au început la Paris lucrările conferinței de pace care trebuia să stabilească soarta României postbelice. Conferința se încheie după câteva luni la 7 februarie 1947. România este silită la plata unei mari datorii de război și nu îi se recunoșteau statutul de co-beligerantă în ciuda contribuției și sacrificiilor făcute. S-au opus Moscova, dar și Londra și Washington. După o campanie plină de violențe, întreținute de ocupanți și agenților locali, alegerile se desfășoară la 19 noiembrie 1946. Comuniștii, sub protecția sovieticilor, inversează rezultatele conform dictonului lui Stalin: nu contează cine votează, contează cine numără voturile. Blocul Partidelor Democrate, controlat de Partidul Comunist Român, este declarat învingător cu 79,86%, deși pierduse. Forțele politice democratice, grupate în jurul țărăniștilor conduși de Iuliu Maniu, liderul necontestat al opoziției, al lui Ion Mihalache și a liberalilor conduși de Dinu Brăteanu, au câștigat de fapt. Regele Mihai este într-o situație limită. Să valideze sau nu alegerile. Dacă le valida, popularitatea sa ar fi avut de suferit. Dacă nu le valida, refuza voința electoratului. Cine ar fi probat atunci că rezultatul fusese grosolan falsificat? Și chiar dacă ar fi făcut-o cineva, Occidentul era departe și nu se mai interesa de ce se întâmpla în spatele cortinei de fier. La 1 decembrie, regele Mihai, călcându-și pe inimă, deschide noul parlament citind mesajul tronului.